După performanțele realizate la campionatul național de full campo de la București, unde au strâns numai puțin de 16 medalii, sportivii secției de campo ACSM Ploiești au dat o fugă la Chișinău, acolo unde a avut loc cupa internațională a municipiului Chișinău la luptă corp la corp. Elevii lui Ghiocel Petre au avut evoluție excelente, astfel că toți cei 5 sportivi înscriși în competiție au obținut medalii la capătul unor piramide în care fiecare a avut de susținut minimum 4 meciuri. Edwin Petre, Mihai Robin și Richard Oghinciuc au urcat pe prima treaptă podiumului. Iliuța Nicuș a ocupat locul al doilea, iar Gabriel Bratu a fost pe trei.